Regele Mihai I al României s-a născut la 25 octombrie 1921 la Sinaia. Este fiul legitim al regelui Carol al II-lea și al reginei Mama Elena. Prima domnie a regelui Mihai I a început când avea doar 6 ani, în 1927, după moartea bunicului său, regele Ferdinand. Nu m-a comentat aproape nimic. La viață de toate zilele cu mama mea, care m-a învățat fel de fel de lucruri și cum purtare și asta, când ne înseamnă în public cu mama mea, din foarte, foarte vag, mă aduc aminte cum îmi spunea că se dea mâna cu cutare sau cu cutare. Regele copil a fost tutelat de o regență condusă de unchiul său, principele Nicolae al României. După numai 3 ani, micul rege este detronat chiar de tatăl său, Carol al II-lea, care a revenit în țară și a exilat-o pe regina mamă în Italia, la Florența. Mihai a rămas în grija tatălui său și a primit titlul de mare voievod de Alba Iulia. Despărțirea de mama lui l-a marcat pentru toată viața pe rege, care este lăsat să o viziteze doar de 2 ori pe an. Bucuria mea cea mai mare a fost de câte ori pe toată mea să o văd. Încărca bateriile, moralmente, fiindcă era foarte greu. În urma abdicării tatălui său la 6 septembrie 1940, Mihai I a redevenit rege pentru a doua oară. În timpul războiului, regele i-a îmbărbătat pe ostașii români care au luptat pentru reîntregirea țării prin recuperarea Basarabiei ocupate de sovietici. În ciuda refuzului mareșalului Antonescu la 23 august 1944, regele a hotărât trecerea României în tabăra aliaților săi tradiționali. Prin actul de la 23 august, armata germană a pierdut petrolul românesc, care era foarte important pentru mașina de război. Specialiști occidentali afirmă că, fără putință de tăgadă, că războiul a fost scurtat cu vreo 200 de zile. În 1947, regele a participat la nunta actualei regine a Angliei. Acolo o cunoaște pe principesa Ana de Bourbon-Parma, cu care se logodește. Revine singur în țară și este obligat să abdice la 30 decembrie 1947. Palatul regal a fost înconjurat de tancuri, iar gărzile regale schimbate. A fost un act de a salva viața, dacă e de a salva viața cuiva, dar nu face un război civil în țară, pentru că a fost amenințat cu asta, a spus că dacă nu se amnează, nu numai tinerii care erau în închisoare și care sunt mereu invocați. Eu țin minte ziua de 30 decembrie 1947 ce era aici în București. Era o nebunie, era o bulversare generală, totală, o disperare. Pentru că era ultimul pilon al democrației, al libertăților personale și al libertății naționale care se prăbușea. În exil, regele Mihai s-a căsătorit și are 5 fiice. A fost nevoit să lucreze mai întâi pilot și apoi broker pentru a-și întreține familia. A avut și o mică fermă de pui. A ținut însă tot timpul legătura cu românii din diaspora și a militat.